De luni, oameni buni, începem să vedem concurentele și concurenții care vin pentru tortul de aur. Acum mergem la colega noastră, Amalia Enache, care a fost pentru o lună redactorul șef al revistei Unica. Țineți minte când a venit aici și ne-a mai povestit, da, că a fost un schimb de roluri. Așadar, redactorul șef al revistei Unica pentru o lună, Amalia Enache, a venit și cu revista... Revista care apare mâine, dar și cu ceva vești în premieră. Despre ce se vorba, aflăm de la Amalia. Bună, șefa! Bună! Ce faceți, șefa? Bine, te-am găsit foarte bine. E revista în mână, e și acesta un fel de tort de aur, dar încă nu arăt. Încă nu arăți, nu, numai o secundă. Ca un redactor șef, nu, nici trebuie ții totul nici măcar secret, ție. Am înțeles. Ca un redactor șef pentru vrei că... Vrei să vezi dacă ești tu pe copertă? Nu știu și cine e pe copertă și știu și despre ce este vorba. Nu-mi convine că avem spioni în redacție. Patru bărbați, nu? Da. Nu știu exact. Nu am investigat. Perfect, cazul să luăm un loc, dar important că acești bărbați înțeleg că vorbesc despre iubire. Despre dragoste. Dar despre câte nu vorbesc. Hai, mă, Amalia, că... Atunci când redactorul șef este omul potrivit, exigent, da, vorbesc despre tot ce este important pentru ei. Bun, o să apară revista mâine, o să fie, nu? Da, dar văd că tu deja ai arătat-o, mi-ai luat puțin din... Poți să arăt? Haide să arătăm. Perfect, deci o lună de zile ai fost redactor șef în locul Raluca Ihagiu. Da. El este redactorul șef al revistei. Îți amintești cum s-a întâmplat acest lucru? Am prezentat amândoi gala Unica. Așa, a fost o glumă. O glumă care a trecut în ceva serios. Eu am zis vreau și eu pentru o zi, a zis pentru o lună, publicul a votat, a votat de acord. Și a zis că e de acord. Și atunci eu m-am uitat în istoria de 20 de ani a revistei și am văzut că de 20 de ani, pe coperta revistei, cel mai adesea 99,8% din timp este o femeie. Deci... O singură dată în istoria revistei de 20 de ani a fost un bărbat. Ce am făcut eu? Am pus trei bărbați pe copertă. Bun, și pe copertă și... sunt cei trei bărbați, adică Smiley, Andy Vasluianu, nu? Și Alex Dima, atunci colegul... o și arătăm. Haideți să o și arătăm. Sunt foarte mândră de această copertă. E de fapt un portret comun pe care eu l-am gândit despre cum este bărbatul pe care îl place femeia modernă. Și bobița asta ce cum ne place? El este cățelul fotografului, s-a băgat în fotografie și ne-a plăcut foarte mult că este și el acolo. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Nu citești chiar totul. Nu citești chiar, doamne ferește, nu citești totul. Ce te interesează despre... În primul rând, știi de ce sunt ei trei acolo? Pentru că sunt trei bărbați seducători de succes. Pentru că toți trei au barbă. Nu, nu e doar acesta motivul. Am găsit niște elemente comune între ei. Pentru mine ei sunt onești, sunt niște bărbați care au fost foarte onești cu traseul lor profesional. Da. Fiecare dintre ei nu s-au abătut deloc. Smiley nu și-a vândut casa de producție în ciuda tuturor ofertelor. Despre Alex Dima ce să mai vorbim? Pentru mine sunt cumva incoruptibili și succesul lor stă mult mai departe de felul în care arată și doar că sunt niște persoane publice, ci pentru că vedem că sunt sinceri și față de ei și față de noi. Da. Eu să știi că am găsit aici un lucru, un teaser așa pentru cei care se uită la noi. Aș vrea să citească oamenii mâine, da, revista mâine. Pentru, da, mă, pentru acest lucru. Doar un fragmentel. Și un fragmentel. Un fragmentel, uite aici, Smiley. Așa. Eu și Gina... Cumva cred că ne-am plăcut tot timpul. Gata, ne știm de multă vreme. Cred că este suficient. Cred că teaserul este cred că teaserul este suficient. Fiecare dintre cei trei, da. Uite, zice, eu nu ascund cu nimic treaba asta, că suntem împreună. Dar oferesc pe ea cât se poate, pentru că oamenii încep să-și dea cu părerea. Da. Case closed. Case closed. Avem trei nume. Gina, Georgiana și Laura sunt femeile care sunt iubite de către acești bărbați și am vorbit foarte deschis despre asta, dar am vorbit despre toate femeile importante din viețile lor. O să vedeți la fiecare dintre ei, bunica e foarte importantă și doi dintre acești bărbați și-au cunoscut iubitele într-un aeroport
Și fiecare dintre ele lucra la o bancă. Am și zis, după ce scoatem revista pe piață, adică femeile... e vorba de Andy, nu? De Andy și de Alex Dima, la Andrei, la Smiley, nu-și mai aduce aminte. Sigur a fost prima dată într-un aeroport. Tot pentru într-un că aeroport. Ei se știu de foarte multă vreme, da. De fapt. Da, dar e interesant, adică vine și cu exclusivitate interviu și coperta noua revistei unică. Păi... adică Smiley pentru prima dată când își recunoaște relația cu Gina Pistol. Mulțumesc pentru aprecierea muncii mele de redactor șef. Dar cum a fost munca de redactor șef? Răspund că grea. Ai fost în permanență și cu Raluca, adică nu te-a lăsat cu toate lucrurile astea. Da, în permanență, cum o să și vezi acolo în making of, noi am făcut totul împreună, am gândit totul împreună, am făcut ședințele împreună, ședința foto, interviurile cu ei, lucrurile s-au întâmplat pe o perioadă mai intensă, n-am făcut cu toți în aceeași zi, am făcut interviurile separat cu fiecare dintre adică ei și după aia am găsit și eu și Raluca, amândouă am făcut aceste interviuri și iată-ne. Uite aici, eram, da, cu Raluca Hagiu, redactorul șef al revistei unică. Fericite la muncă, iată-l și pe Andrei. Smiley, Maria. Da, Smiley. Și da, și în interviuri veți găsi mult mai multe lucruri decât cât ai apucat tu. Pe, pur și simplu, Cătălin, ție ți-au picat ochii așa din întâmplare. Exact, fix la deci, pagina cu tare. Fix la pagina și cu tare. Uite, altă treabă, Iulia Vântur. Acela e instinctul de jurnalist, instinctul de om de atâta vreme. Să vezi că află citești... și ceva cu Salman Khan aici de la Iulia. Citește cu atenție, oricum, n-ai ce de să mâine. Aici. Păi deci, da. Iulia Vântur. Da. Păi da. Tati, adică Salman Khan a știut el ce a știut. Oho. Ohoho. Ohoho. Și alte lucruri mai aflat din viața de redactor șef al revistei Unica, poți să-mi spui cât e salariu? A fost, mă știi pe mine, fac voluntariat exact, în seara voluntariat. Aceasta un eveniment cu Hope and Homes for Children. Exact. Mă știi, a fost la fel. Uite, a fost foarte simpatică prietena mea, Paula Herlo, care a zis, când a aflat cu Alex Dima, cu bărbații de pe copertă, cum a zis? Cum? Tu ești redactor șef și nu te pui pe tine pe copertă? Cine a mai pomenit așa ceva? Are dreptate. Păi are dreptate, da. Dar vezi, nu am pus o altă femeie, am pus trei bărbați. Exact, adică ceva nu a lăsat, sufletul tău să pună o femeie. Da. Bă, nu sunt eu, dar nici alta să nu fie. Și uite, sunt bărbații pro ai toamnei. Da. România te iubesc, Vocea României și Profu. Exact, Profu. A fost Profu. Aseară la Pro TV și un serial foarte mișto. Da, dar criteriile, ți-am spus, au fost dincolo de acestea. Criteriile au fost... Exact. Puteți să înțelegeți numai uitându-vă la această copertă. Cum arată o copertă de revistă pentru femei cu trei bărbați? Făcută spune de două femei. De două femei. Nu? Păi ce facem? Citim numai despre alte femei, nu vedem și noi ce bărbați mai... Fetele sunt foarte încântate, așa? E bine că mai aveți ochii să vedeți și bărbații din jurul vostru, Amalia. Îți dai seama că dacă mai rămânea mai mult de o lună, te puneam la un moment dat și pe tine pe copertă, dar a fost doar o lună. Și ce mai răi, adică nu crezi că... Nu știu, să vedem ce glume mai facem la următoarea galtă. Eu am mai fost pe diferite coperte. Împreună cu soția, spune adevărul. Și singur am fost. La Unica? Nu, la Unica nu. Dar la Unica nici n-am fost, adică nu am fost cu... Am fost acum 7 ani de zile, dacă nu mă înșel, în primul an de naștere a lui David. Am fost cu David și cu Andra, foarte cu familia, tare. Da. Vreau să eu am și zis, undeva. Scuză-mă că te întreb, am zis să punem numărul ăsta, numele Unicii. Da, Unicii, exact. Că... Vreau să revin către dumneavoastră, dacă se poate, când o să prindeți din nou poziția asta. Sau... Credeți că cu Ciucă putem face o copertă, ceva, e burlac, un fel de gospodar fără pereche? Ciuchis, avem foarte multe chestii. El poate să vorbească despre relația scurtă, dar intens, pe care a avut-o cu Monica Burlădeanu. S-au pupat aici, cu buzele, cu tot. Cu Diana Sar, da, tot. Așa, da, mai trebuie, mai trebuie. Adică 3 cuceriri în 3 săptămâni. Deocamdată mi-ai dat 3 vedete feminine pentru copertă. Pentru, la el trebuie să mai îmi spui. Toate au fost unite de Ciucă. Asta e. De sărutul lui Ciucă. Ciuchis se abagă, Ciuchis în cămașa de blugi. El e cu asistentul lui Nicolai, nu? Da. Măi, dacă îl îmbrăcăm așa foarte frumos, bine. Îi punem și noi un costum, un smoking, ce-ți face clar. Fetița? E bine, au fost niște zile mai complicate acum.
grădinița, bolile grădinițe, au fost niște zile un pic mai grele, dacă cumva se uită la mine, Alma, te pup, te iubesc, foarte repede o să te țin din nou în brațe. Da, cum s-a acomodat? Că e primul an la ea, nu? Nu este primul an, ea a început din primăvară, a început atipic. Atunci a fost foarte fericită, acum după această lungă vacanță de vară, acomodarea e un pic, nu e un copil care plânge, dar cred că și odată cu vârsta poate mai mult să-și exprime dubiile. Cu privire la utilitatea în fiecare zi a mersului. Adică e frumos la grădiniță, dar e în fiecare zi. Asta e dureros. Asta e un pic dureros. Da, presupun că de sărbători Brazilia ar fi păcat. Adică am văzut și cercelul noastră care arată cum să zic? Știu, Cătălin, dar eu te invit să te uiți în fiecare zi la știrile ProTV. Da. Între timp, eu și colegul meu, Cristi Leon, te prezentăm și știrile de weekend. Colega mea, Oana Andoni, este deja foarte aproape de momentul în care va aduce pe lume încă o fetiță. Al doilea copil, da, a doua fetiță. Și atunci, anul acesta, planurile de sărbători sunt foarte legate de... Adică nu mai prindem Brazilia acum? Nu mai prindem. A fost atunci când eram la rândul meu în concediu de maternitate. Acum voi fi foarte, foarte bucuroasă să fiu aici cu căldura telespectatorilor, nu? Ai văzut cât de frumos am știut exact, să spun. Exact, căldura telespectatorilor care ne umple sufletele zi de zi. Ce-mi trebuie mie căldură din America de Sud când am căldura reflectoarelor și apartamentul și a telespectatorilor. Ai făcut cu el, ai închiriat? E totul bine, nu? Nu rămâne nimic niciodată așa părăsit. Dacă vreodată e ceva un loc părăsit, unde n-are cine să stea, eu îți spun. Rezolvi. Da, rezolvi perfect. Imediat. Am văzut, uite, aici... Aici erau alte vremuri când eram pe copertă, nu? Exact, la muncă. Da, exact. Da. Vedem tot felul de fotografii foarte frumoase. Bona ai găsit? Noi nu avem Bona, am avut la începutul vieții. În familie, doar în familie, da. Adică da. Am avut la începutul vieții ei când era bebeluș, dar deja de anul trecut, din decembrie, se face un an, nu mai e nevoie, ne descurcăm în familie, e un copil mare și nu mai e nevoie de Bona. Da, perfect, da. Asta e bine. Atunci... Au fost etape și etape. La mine funcționează așa lucrurile. În casă, in-house. Să ai atunci baftă la știri și în programul acesta. Mulțumesc minunat. Și fuga la chioșcuri de mâine. Cătălina a văzut-o înainte, a citit puțin din ea, dar să știți dar că... Dar v-am arătat că este foarte interesantă. Da. Văd că sunt într-o foarte bun asorteu cu canapeaua. E bine când ne potrivim cu toți aici la emisiune. Așadar, stai mă că tu ai fost, uite, de trei ori pe coperta revistei Unica. Acum ce să zic, am 22 de ani de televiziune. Exact, adică... 19 de ProTV. Perfect. Revista are 20, da. Amalia Enache, oameni buni. Mai multe în revista Unica de mâine, când aflați totul despre acești trei bărbați. Până atunci, Amalia, să băgăm o samba? Da, haide. Ciucă? Nu, pardon, Iulica? Dar eu te invit la altceva mai brazilian, capoeira. Haide. Am repetat când a venit Nicolaina. Ia bagă-mă tu capoeira, avem pe roluri aici. Da. Iulica, bagă tu ceva cu capoeira. Capoeira? Da. Avem niște probleme la YouTube, puteți să dați o știre la ProTV că la noi YouTube-ul, doamna Amalia, ne face ceva probleme. Este înfundat pe undeva, nu mai prea merge. Și plătim abonamentul 100%. Căutați canalele ProTV pentru performanță. Exact asta ziceam. Nu sunteți unde trebuie. Hai, Iulica, dați drumul la YouTube-ul lui dumneavoastră. Bagă acum capoeira, dar până vine din Brazilia. Până vine, aoleu. Dar veni și cu niște dansatori care chiar știu ce... Da, și niște dansatoare. Da. Exact. Merge, Iulica? Hai, Iulica, lasă-te. Haide, cred că la următoarea misiune. Nicolaina, vino să faci capoeira. Cabra retado, homem alto, forte e cobiçado, até por outro respeitado. Mestre Bimba deixou pra nós um ensinamento indispensável. O cabra retado, segurava na cintura um facão amolado, todo cheio de postura. O cabra retado. Există potențial. Există. Asta pot să zic. Doamna Amalia a zis că există potențial, da.
Practic asta e diagnosticul dumneavoastră. Există potențial la... în ceea ce vă privește. O persoană care, care are 19 ani de ProTV, îți dai seama că nu se înșeală niciodată. Da, da, deci îți dai seama.